Da, ce pot să spun? Așa la cal după meci, sunt bucuros. Pentru că am reușit să câștigăm cele 3 puncte, care sunt foarte importante în ceea ce vrem noi să facem aici în perioada următoare. Ne-am dorit foarte mult această victorie, pentru că veneam după o serie de meciuri în care nu reușim să câștigăm. Și mai mult de atât, acest derby, pentru că consider că Petrolul Dinamo este un derby, indiferent de, eu știu, de locul în clasament al echipelor. În fața propriilor suporteri, disputându-se acest joc, ne-am dorit foarte mult să câștigăm jocul. Mă bucur că am făcut-o. Cred că astăzi echipa care a meritat victoria este Petrolul Ploiești. Cred că am controlat așa jocul, din punctul meu de vedere. Am avut atitudine, am interpretat bine așa cum am pregătit jocul. Știam unde sunt ei mai, eu știu, sunt cu probleme și am insistat să jucăm, în acele poziții. Se pare că au fost și ceva, eu știu, situații în care se poate discuta de una sau două lovituri de la 11 metri, dar mă bucur că la final suntem victorioși. Ne dăm moral, încredere pentru meciurile care urmează, pentru că urmează o serie de meciuri foarte grele. Mergem la Galați, următorul joc, după care vine CFR acasă, deci urmează o serie de meciuri foarte grele. Dar avem moral, mă bucur că am reușit să câștigăm. Ușor înveți și dansezi. Da. Chiar vorbeam aici cu stafful meu, parcă uitasem să ne bucurăm. Așa. Sau chiar ieri la conferința de presă, chiar dumneavoastră a spus cum e să mai intre mingea în poartă. Da, mă bucur că am reușit să o facem, mă bucur că Ișvan a intrat bine și e un jucător care poate ajuta această echipă. Mă bucur că Sergiu Han, care vine după o accidentare gravă și el a reușit să treacă peste perioada grea și este o soluție clară pentru ce înseamnă, eu știu, echipa noastră. Și ceilalți jucători care au intrat, au făcut-o bine. Sunt mulțumit în acest moment. Facem o analiză clară după acest joc. Vedem unde sunt lucruri pe care trebuie să le mai îmbunătățim și gândul nostru este clar la următorul meci, acela de la Galați. Apropo de Anca, noi ne gândeam, noi discutam între noi și ne gândeam că a jucat 45 de minute. A jucat mai puțin de 45 de minute din cauza terenului greu? Sau da, da. Sergiu, să știți că a trecut foarte bine peste accidentare. Recuperarea lui a decurs foarte bine. S-a recuperat la Barcelona, acolo unde s-a și operat. A revenit în România și a continuat să facă recuperare. El a participat la toate antrenamentele, la toate antrenamentele noastre din Turcia. Acolo trenurile au fost în regulă. Revenind în România și mutându-ne la Buftea, a resimțit ceva ușor disconfort la gleznă, pentru că terenurile de aici au puțin mai tari și de aceea, pentru că el intra în calcule mele să intre titular la acest joc, dar eu știu, mă bucur că a făcut-o după pauză și a intrat foarte bine. Trebuia să teme și ghinionul pe Florin, deci două meciuri în Antalya fără gol, tot și acolo am făcut. Încă o dată vă spun, de când am venit aici la Petrolul, mă gândesc la perioada din vară, în care am avut meciuri în cantonamentul din vară, meciuri 1 și 1, nu cred că am avut un meci slab. Țin foarte mult să am jocuri foarte bune, pentru că nu neapărat mă uit la rezultat, mă uit să joc cu echipe puternice și acolo am jucat cu echipe care erau angrenate în cupele europene. La fel și aici, în Turcia, am avut parte de două meciuri foarte bune contra echipei din Debrecen, o echipă foarte bună. La fel și Cerro Moreț Odessa. Cam asta a fost planul nostru. Mă bucur că băieții au răspuns foarte bine și că încă o dată vă spun că am reușit să câștigăm meciul din ceară. La finalul meciului s-a creat un meleu acolo. Nu știu, s-a creat. Da, a fost o situație în care cineva din stafful celor de la Dinamo a reproșat ceva cuiva. Nu știu exact. Am încercat să aflu despre ce este vorba. Este vorba de Sorin Colceag. Exact. Chiar după, imediat din meleu l-am liniștit, pentru că noi am fost colegi la școala de antrenori pentru licența pro și ne cunoaștem foarte bine, avem un respect și
totul s-a aplanat, nu este nimic. Totul este în regulă. Da. Un vot pentru fani? Le mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Le mulțumesc foarte mult pentru susținere. Sunt aici datorită lor. Iubesc Petrolul. Asta nu trebuie să mai spun de fiecare dată. Este echipa mea de suflet. Mă bucur că o antrenez. Sunt onorat, vă spun sincer. Sper, împreună cu stafful meu, împreună cu jucătorii, să fac o treabă bună aici și să reușesc să-mi duc mandatul la final.